Brașov, vreau să le mulțumesc organizatorilor. Credeți-mă, pentru mine este o onoare să fiu invitat la această manifestare. Din simplu motiv că eu urmăresc procesul politic din Republica Moldova de 20 de ani. Și vreau să vă spun că timp de 20 de ani urmărirea procesului politic din Republica Moldova mă face să ajung la concluzii că formațiunea dumneavoastră totuși are abordări inedite, inovatorii. Și am să vă spun de ce. Este pentru prima oară când o formațiune politică vine cu o platformă care este una, de fapt, preelectorală și o supune dezbaterilor publice pentru ca să pregătească pentru deja pentru o ofertă electorală în campanie electorală. Mai există lucruri care le urmăresc și le apreciez foarte mult. Să vă dau un exemplu de abordare metodologică care îi impresionează. Formațiunea dumneavoastră pornește de la o viziune și vreau să spun că în calitate de cetățean aș subscrie viziunea pe care a prezentat-o doamna Domeniu. Este o viziune complexă, este științific argumentată, are indicatori potrivit cărora pot fi măsurate eforturile societății, a statului și asta este un foarte important. Deci, dacă pornim de la viziune, este corect. Următorul pas ține de doctrină. Formațiunea noastră, câte știu, are doctrina care se numește socialism democratic. Este exact ceea ce probabil unei societăți post-sovietice, post-comuniste, este specific. Are program politic, apropo, care de asemenea a fost dezbătut participativ. Eu am urmărit foarte atent modalitatea în care a fost adoptat programul politic al formațiunii dumneavoastră. Exact așa, începând cu 1 octombrie 2007 și până în martie 2008, a fost dezbătut. Până la urmă, formațiunea noastră a produs un document care îl citești cu mare interes. Și apropo, în acel program politic al formațiunii dumneavoastră, se pune accentul pe o societate informațională, pe o societate a cunoștințelor și pe societate inovatorie. Și acum asistăm la această platformă preelectorală, așa cum spuneam, iar metoda de abordare este mie dragă pentru că organizația pe care o prezint eu se numește pentru democrație participativă, iar modalitatea în care procedați dumneavoastră astăzi și în procesul de adoptare a programului politic a fost de asemenea participativ. Adică lucrurile astea mă fac să există o anumită rezonanță. Acum, în prezența viziunii, așa cum spuneam, doamne, doamne, vine într-o aldea absolut acceptabilă. Dar dacă mă întrebați pe mine ca și cetățean, care să vă spun într-o frază, care ar trebui să fie această viziune? Eu sunt persoană cu viziune de stânga, n-am ascuns niciodată acest lucru, iar idealul meu este socialismul scandinav. Deci pentru mine, ca viziune, care ar putea demnă de, și una foarte concretă, realizată cu impact asupra societăților respective, este socialismul scandinav. Dacă formațiunea dumneavoastră ar face efortul, având la bază proiectul pe care l-a prezentat doamna Domeniu și modelul pe care eu îl consider. Eu vorbesc pornind de la propriile percepții, de ce vă rog să mă credeți că asta m-ar face să cred că ați pornit, așa cum spuneam, cu o viziune, aveți doctrină, aveți program politic și aveți program preelectoral pe care vreți să-l faceți în program electoral. Deci, dacă luăm principiul matrioșcăi, deci vedem o abordare din punct de vedere logic și științific, una care deci e demnă de tot respect. Marea problemă, din punctul meu de vedere, este cum veți răspunde la întrebarea. Cum? Deci, e logic, e fundamental, e acceptabil și accesibil de înțeles. Întrebările care trebuie să răspundă formațiunea noastră este cum și aici lucrurile se reduc la următorul lucru. Ca să realizez un model, trebuie să dispun de resurse. Noastră, și aici am fost rugat să vorbesc despre capitalul uman, sigur că
este o problemă fundamentală pentru societatea noastră. Înțelegem că să ai o societate dezvoltată trebuie să ai oameni sănătoși și bine instruiți, că doar cu oameni sănătoși și bine instruiți poți spera la o reproducere normală a unei societăți. În care vin la problema acum, resursele de care dispune Republica Moldova, același capital uman, trebuie renovit, trebuie fortificat. Potențialul economic este destul de slab și de aceea părerea mea este că asta trebuie să vă gândiți și să propuneți și o roadmap, dacă pot spune așa, sau care de parcurs, cum prioritizați acțiunile pe care trebuie să le întreprindeți ca să ajungeți la izbârne. Astea sunt în linii mari lucrurile la care am vrut să mă refer. Sigur că poate avem noțiuni precum capital uman și așa mai departe. Deci folosiți noțiuni economice care au substrat științific, dar cealaltă parte a medaliei, spre deosebire de mine care sunt observator și care urmărește cu mare interes, dumneavoastră trebuie deopotrivă să fiți și convingători și combativi. Pentru că altfel, părerea mea este că cetățeanul cu greu va discerne dintre ceea ce propuneți noastră și ceea ce propun alte formațiuni cu viziuni apropiate de ale dumneavoastră. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este bucurător că recurgeți la astfel de lucru, pentru că cine nu se gândește la viitor, pur și simplu nu are. De aceea eu vă salut încă o dată și vă mulțumesc. Voi fi cu ochiul de formațiunea dumneavoastră. Sigur că atitudinile mele spre deosebire de ale dumneavoastră vor fi critice, uneori poate ironice, dar eu cred că ceea ce faceți dumneavoastră poate fi îmbrățișat de alte formațiuni politice din Republica Moldova, din punct de vedere metodologic, din punct de vedere participativ, cu invitarea oamenilor care sunt din afară, a cetățenilor, și faptul că aveți isporenie care asistă la această întrunire, mă face să cred că sunteți pe care aceea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper foarte mult și pe viitor să avem posibilități să ne asumim, să discutăm un contradictor, astfel încât să aibă de câștigat întreaga societate și Republica Moldova. Vă mulțumesc! Eu sunt de acord cu domnul Bocan, că e foarte bine și cu alte formațiuni politice se îmbrățășează aceste, în orice caz, această metodologie a noastră de activitate, de pregătirea documentelor bariatrică, așa, evenimente importante în dezvoltarea țării, cum sunt odată în 4 ani alegerile parlamentare, cu singurul lucru, domnul Bocan, că trebuie să fie de acord. Aceste formațiuni politice, altele, în afară de noi, trebuie să ardă și acel potențial care îl are acest lucru.